Salutare tuturor! Bine ați venit în Craiova, un oraș cu o istorie bogată și interesantă, cu clădiri uimitoare. Aici se află Palatul Jean Mihail, o bijuterie arhitectonică ce adăpostește muzeul de artă. Fiecare coloană, fiecare arcadă, fiecare ornament spune o poveste, contribuind la atmosfera încărcată de mister și splendoare care îmbracă întregul edificiu. Aici se află centrul dedicat memoriei artistului Constantin Brâncuș și cuprinde o galerie cu opere de artă, iar la suprafață o spectaculoasă prismă de sticlă, oul lui Brâncuș, în care se poate urca cu ajutorul unui lift. Se află grădina botanică Alexandru Buia, ce poartă numele profesorului care a fondat-o. Aici găsim foarte multe specii de arbuști, flori, lebede, rațe, broscuțe țestoase. Este o oază de verdeață în mijlocul orașului. Este un loc frumos, plin de culoare și veselie. Are o pistă pentru alergări. Intrarea este gratis. Este unul dintre cele mai frumoase locuri din Craiova și ne bucurăm că l-am putut vizita. O altă clădire deosebită, cea a fostei bănci a comerțului, acum sediul primăriei Craiova. Aici clădirea Băncii Naționale a României, iar alături un alt monument istoric, Casa Constantin Vălmărescu. În
centru se află o altă clădire interesantă, fostul palat administrativ, astăzi sediul prefecturii și al Consiliului Județean Dolj, opera a arhitectului Petre Antonescu. Aici se află monumentul domnitorului Barbu Știrbei, considerat cel mai vechi monument din oraș. Monumentul a fost turnat în bronz și îl reprezintă pe domnitor în picioare, purtând pe umăr o mantie domnească, iar pe piept mai multe decorații. La picioare se află un vultur cu aripile deschise și un tânăr cu secera în mâna dreaptă, iar în mâna stângă ține un snop de grâu. Lângă monument se află Biserica Sfânta Treime sau Biserica Știrbei, ctitoria a bătrânei jupânese Dumitrana Știrbei. Minerva, o clădire impunătoare, simbol al Craiovei de odinioară, dar și un altar al culturii. Biserica Sfântului Ilie, construită pe vechea proprietate a boierilor Otetelișani, o biserică interesantă ce străjuiește de aproape 300 de ani centrul Craiovei. Teatrul Național Marin Sorescu, fondat în 1850, clădire monument istoric, un simbol arhitectural al orașului. Universitatea din Craiova, cea mai impunătoare clădire de aici, a fost în trecut Palat al Justiției și datează din 1890. În centru, în Parcul Mihai Viteazu, este organizat un târg cu ocazia Zilei Olteniei, zice se sărbătorește pe 21 martie, este ziua în care, în anul 1821, oastea de revoluționari și panduri condusă de Tudor Vladimirescu a intrat în București. La intrarea în parcul Nicolae Romanescu, am fost întâmpinați de două veverițe jucăușe. Parcul Nicolae Romanescu a fost amenajat de-a lungul albiei pârâului Fetii. Inițiativa primarului de atunci Nicolae Romanescu, începând cu anul 1899.
Pentru construcția lui au fost folosite milioane de cărămizi și plantați sute de mii de arbori. Podul suspendat, construit în stil romantic, o construcție inedită pentru începutul secolului al XX-lea, este unul dintre cele mai frumoase locuri din acest parc. Aici a fost amplasată o chitară plutitoare cu o lungime de 12 metri. Castelul fermecat a fost construit în 1905 ca o mască pentru bazinele de apă ce erau folosite pentru irigarea parcului. În perioada regimului comunist, aici a funcționat un restaurant, iar mai târziu un bar. Casa Bibescu, o superbă construcție realizată între anii 1901-1902. În parc există și o grădină zoologică ce se vizitează gratuit. Vă mulțumim că ați explorat împreună cu noi puțin din frumusețea acestui loc. Pentru a rămâne conectați la aventurile viitoare, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru notificări. Toate cele bune!